Vorbim astăzi despre ziua 50.000, o sărbătoare împlinită în urmă cu aproape 2000 de ani, dar o sărbătoare în curs de împlinire încă, fiindcă nu s-a oprit, dragii mei. Aici e marea fericire, că noi putem avea parte de ceea ce ei au avut parte atunci, că sărbătoarea aceasta a 50.000 nu și-a avut doar o împlinire, ci a avut nenumărate repetări de-a lungul istoriei bisericii. Știți? Împlinirea zilei Paștelui, când mielul pascal trebuia să fie jertfit, a fost o singură dată. Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a fost jertfit o dată pentru totdeauna. A făcut o mântuire veșnică și a câștigat-o cu sângele Său. Aceasta este o singură dată în istorie, data când Domnul Iisus a împlinit Scripturile, aducându-se ca jertfă. În schimb, sărbătoarea cincizecimii, care a venit la 50 de zile după moartea și învierea Sa, este ceva repetitiv. În tot timpul epocii bisericii, acest lucru a avut loc periodic, de fiecare dată când biserica a intrat într-o stare de moarte, de adormire, de ațipire spirituală, o trezire adevărată a fost echivalentă cu o revărsare a Duhului Sfânt. Iar noi avem nevoie de aceasta mai mult ca oricând astăzi. Noi, cei de aici, biserica din țara aceasta, biserica din întreaga lume, are nevoie de o repetare a cincizecimii și ne rugăm ca Domnul să ne facă parte de ea. Nu am să discut despre ce înseamnă termenul Rusalii. Știți că am vorbit când am făcut cele 50 de teze. Acum lucrez la volumul 2 în scris și pe urmă va fi volumul 3. Și acolo am arătat că, de fapt, creștinismul din țara aceasta este un amestec, creștinismul majoritar, un amestec de tradiție, de păgânism, de obiceiuri antice cu ceva creștinism. Este vorba de un amestec și nu este treaba noastră să ne apucăm de discuții fără niciun sens, care nu zidesc. Noi nu avem niciun amestec cu ceea ce se numește sărbătoarea aceasta păgână și nici nu suntem chemați să sărbătorim o sărbătoare. Noi suntem chemați să avem parte de semnificația acestei sărbători, să avem parte de Duhul Sfânt care s-a coborât la cincizecime. Nu este vorba să spui doar de un lucru fără să-l trăiești în viața ta, ci ca acel lucru să fie realitate în viața noastră. Și dacă vom citi aici și vom citi imediat din Faptele Apostolilor, cum Duhul Sfânt s-a coborât peste biserica primară, ceea ce ne dorim astăzi este ca Duhul Sfânt să se coboare în mijlocul nostru în același fel. Faptele Apostolilor, capitolul 2, până la versetul 21. În ziua cincizecimii erau toți împreună în același loc. Deodată a venit din cer un sunet ca vâjâitul unui vânt puternic și a umplut toată casa unde ședeau ei. Niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei și s-au așezat câte una pe fiecare din ei. Și toți s-au umplut de Duh Sfânt și au început să vorbească în alte limbi cum le dădea Duhul să vorbească. Și se aflau atunci în Ierusalim iudei, oameni cucernici din toate neamurile care sunt sub cer. Când s-a auzit sunetul acela, mulțimea s-a adunat și a rămas încremenită, pentru că fiecare îi auzea vorbind în limba lui. Toți se mirau, se minunau și ziceau unii către alții: toți aceștia care vorbesc nu sunt galileeni, cum dar îi auzim vorbind fiecăruia dintre noi în limba noastră în care ne-am născut? Parți, mezi, elamiți, locuitori din Mesopotamia, Iudeia, Capadocia, Pont, Asia, Frigia, Pamfilia, Egipt, părțile Libiei dinspre Cirena, oaspeți din Roma, iudei sau prozeliți, cretani și arabi, îi auzim vorbind în limbile noastre lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Toți erau uimiți, nu știau ce să creadă și ziceau unii către alții: ce vrea să zică aceasta? Dar alții își băteau joc și ziceau: sunt plin de must. Atunci Petru s-a sculat în picioare cu cei 11, a ridicat glasul și le-a zis: bărbați iudei, și voi toți care locuiți în Ierusalim, să știți lucrul acesta și ascultați cuvintele mele. Oamenii aceștia nu sunt beți cum vă închipuiți voi, căci nu este decât al treilea ceas din zi. Ci aceasta este ceea ce a fost spus prin prorocul Ioel: în zilele de pe urmă, zice Domnul, voi turna din Duhul meu peste orice făptură. Feciorii voștri și fetele voastre vor proroci. Tinerii voștri vor avea vedenii și bătrânii voștri vor visa vise. Da, chiar și peste robii mei și peste roabele mele voi turna în zilele acelea din Duhul meu și vor proroci. Voi face să se arate semne sus în cer și minuni jos pe pământ, sânge, foc și un vârtej de fum. Soarele se va preface în întuneric și luna în sânge, înainte ca să vină ziua Domnului, ziua aceea mare și strălucită. Atunci oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Amin. Amin. Este o făgăduință pe care apostolul Petru o citează și este luată această făgăduință din Vechiul Testament, pentru că era parte a noului legământ pe care Dumnezeu urma să-l facă, în primul rând cu cei din Israel, dar să-l extindă apoi la națiunile lumii.
Pentru că în vechiul legământ ei n-au reușit, au ieșuat, Dumnezeu avea în vedere un nou legământ, o nouă formă de a trata cu oamenii în harul și în durarea sa. De aceea în cartea Ieremia este anunțat acest legământ, în capitolul 31, locul este bine cunoscut și am să-l citesc. Iată, vin zile, zice Domnul, când voi face cu casa lui Israel și cu casa lui Iuda un legământ nou. Și vreau să spun încă de la început, legământul acesta este făcut în primul rând cu poporul Israel, iar noi am fost adăugați, ramuri altoite în acest măslin. Și n-ar trebui să ne fălim, spune Pavel, ci să ne smerim, știind că dacă n-a cruțat Dumnezeu ramurile firești, nu ne va cruța nici pe noi. Revin la textul despre noul legământ. Voi face un legământ nou, nu ca legământul pe care l-am încheiat cu părinții lor în ziua când i-am apucat de mână să-i scot din țara Egiptului. Legământ pe care l-au călcat, măcar că aveam drepturi de soț asupra lor, zice Domnul. Ci iată legământul pe care îl voi face cu casa lui Israel după zilele acelea, zice Domnul. Voi pune legea mea în lăuntrul lor, o voi scrie în inima lor și eu voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul meu. Cum putea Dumnezeu să pună legea lui în inima omului? Pentru că omul o avea pe ușorii casei, pe pragul de sus, putea să o citească zi și noapte, de fiecare dată când intra sau când ieșea din casă, îi învăța pe copii această lege și totuși legea aceasta era în mințile lor, dar nu era în inima lor. Pentru ca ea să se coboare în inimă, dragii mei, pentru ca acest cuvânt al lui Dumnezeu să se coboare de la nivelul intelectual, de la nivelul minții noastre în inima noastră, este nevoie de o lucrare a Duhului Sfânt. Duhul Sfânt coboară acest cuvânt în inima noastră și îl face viu pentru noi. Iar Dumnezeu știa foarte bine lucrul acesta, de aceea detaliază în cartea Ezechiel despre acest nou legământ. Cum avea să intre legea aceasta să fie săpată pe inimile lor, nu pe niște table de piatră, ci pe inimi de carne. Le voi da o altă inimă și voi pune un duh nou în voi. Dumnezeu promite să pună un duh nou în poporul său și în toți cei care vor crede. Bineînțeles, este vorba de Duhul Sfânt. Nu-i vorba că se schimbă sufletul nostru, într-adevăr are loc o regenerare, dar Dumnezeu pune un duh nou în noi. Pune pe Duhul lui cel Sfânt. Aceasta era esența noului legământ promis încă înainte cu cel puțin 500 de ani de venirea Domnului Iisus. Voi lua din trupul lor inima de piatră și le voi da o inimă de carne. Vorbește de nașterea din nou, o inimă nouă și un duh nou, ca să urmeze poruncile mele, să păzească și să împlinească legile mele și ei vor fi poporul meu, iar eu voi fi Dumnezeul lor. Dragii mei, înainte să se împlinească cu Israel, o parte din Israel au primit acest cuvânt și din Israel avem apostolii, dintre ei au ieșit cei 12 apostoli, la fel și Pavel, la fel și biserica primară, în mare parte, cel puțin cea din Ierusalim era numai din evrei, iar după aceea acolo unde se răspândea cuvântul ajungea în primul rând la poporul evreu. Dar, fiindcă ei l-au respins pe Mesia ca națiune, din cauza aceasta Dumnezeu s-a îndreptat către neamuri, așa cum spunea apostolul Pavel, am să mă îndrept către neamuri, către națiunile lumii și așa am intrat și noi în acest legământ. Însă acest legământ se va împlini și în vremea din urmă. Dumnezeu își va lua din nou poporul Israel ca popor al lui după ce își va lua biserica în slavă. Atunci din nou va fi vorba de o întoarcere la Dumnezeu, ei vor avea inimi noi și Dumnezeu își va revărsa Duhul Sfânt peste Israel. Trebuie să înțelegem că noi suntem doar parte adăugată la acest nou legământ. Legământul era făcut cu Israel, de aceea noi nu putem disprețui poporul Israel, măcar că el este într-o stare de decădere spirituală. Chiar săptămâna trecută au avut o paradă gay în Ierusalim cu câteva zeci de mii de persoane și chiar în apropierea orașului vechi. Și au sfidat în felul acesta pe evrei religioși. Iar mai târziu, tot săptămâna aceasta, au făcut în Tel Aviv și au avut o paradă cu 250.000 de participanți. Israel este într-o împietrire, fără niciun fel de îndoială. Dar prin căderea lor a fost posibilă altoirea noastră. De aceea este vremea când Duhul Sfânt se revarsă peste biserica lui. Înainte să se reverse peste Israel, este o paranteză de timp, este epoca aceasta a bisericii și ea a început în ziua cincizecimii. Dumnezeu și-a extins îndurarea sa către neamuri, așa cum se vede încă de la început. De asemenea, tot în privința aceasta, erau profeții în Vechiul Testament despre o coborâre a Duhului Sfânt. Și este acea profeție pe care o citează Petru chiar din cartea Ioel, capitolul 2, de la versetul 28 înainte, n-am să mai citesc textul, l-a citat Petru și observați cum îl citează Petru pe din afară.
Cum știa un om simplu, un pescar, un om de rând, să citeze din memorie întreg textul din Ioel? Și vă spun, încă de aici este o dovadă a lucrării Duhului Sfânt, care îi aducea aminte de ceea ce Domnul Iisus i-a învățat. Această profeție a lui Ioel a avut o împlinire atunci la cincizecime și va avea încă una înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare și înfricoșătoare. Și dacă Petru a luat acest text și a însușit făgăduința aceasta în urmă cu 2000 de ani, cu atât mai mult noi astăzi, noi chiar suntem înainte de ziua Domnului. Noi suntem generația înainte de venirea zilei Domnului, ziua de judecată, de aceea avem dreptul să cerem o cincizecime și pentru noi astăzi. De aceea Domnul Iisus vorbește la rândul său despre Duhul Sfânt. Și nu știm toată discuția lor, pentru că n-a fost lăsată scrisă. Spunea Ioan, dacă s-ar fi scris toate lucrurile, n-ar fi ajuns cărțile în lumea aceasta. Dar în Evanghelia după Ioan, de la capitolul 14 până la 16, una dintre temele cele mai importante era aceasta, Duhul Sfânt. Eu plec, dar vine Duhul Sfânt. Eu plec, dar nu vă las singuri. Lucrarea va continua, dar nu o să o faceți voi. Vine Duhul Sfânt. Era această centralitate a lucrării Duhului Sfânt, care din păcate s-a pierdut astăzi și pe care noi înșine suntem pe cale să o pierdem, să o lăsăm deoparte, crezând că totul este în mâinile noastre, în puterea noastră, în ceea ce știm noi, în cum ne organizăm noi. Dragii mei, Biserica Domnului este lucrarea Domnului Iisus și a Duhului Sfânt. Nu este lucrarea noastră și n-ar trebui să ne punem noi dalta în templul lui Dumnezeu pentru că îl vom întina. Este lucrarea Duhului Sfânt și noi trebuie să zidim așa cum ne dă Duhul Sfânt, cu darurile pe care le dă El, cu lucrarea pe care o face El în mijlocul nostru. Așa a rânduit Domnul, când va veni Mângâietorul, Duhul Adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul, căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare. Și am spus într-o dată trecută, că Duhul Sfânt ne descoperă pe Fiul, ne descoperă Cuvântul lui Dumnezeu și încă ceva, lucrurile viitoare. Duhul Sfânt este Cel care strigă, iată mirele, ieșiți în întâmpinare. Observați, aceasta e lucrarea Duhului Sfânt. El vă va aminti tot ce v-am învățat și vă va descoperi lucrurile care urmează, lucrurile viitoare. După ce a înviat Domnul Iisus, numai la 3 zile după aceea, duminică, în ziua învierii, Domnul Iisus le vorbește ucenicilor aceste cuvinte. Voi sunteți martori a acestor lucruri, că trebuia Fiul lui Dumnezeu să moară, să învieze, să-și dea viața ca jertfă pentru păcat. Voi sunteți martori a acestor lucruri, trebuie să vă duceți să mărturisiți. Și iată că voi trimite peste voi făgăduința Tatălui meu, dar rămâneți în cetate până veți fi îmbrăcați cu putere de sus. Observați cât accent a pus Domnul Iisus pe lucrarea Duhului Sfânt. Voi sunteți martori, să ne ducem să spunem la toți că Domnul Iisus a înviat. Nu, rămâneți aici. Păi l-am văzut pe Domnul, am mâncat cu El, am mers cu El pe drum și ne-a vorbit din Scripturi. Cei doi ucenici pe drumul spre Emaus puteau să spună, cum să mai stăm noi acum în casă? Rămâneți aici până veți primi putere de sus. Nu i-a trimis Domnul înainte de a veni Duhul Sfânt. Cât de importantă este lucrarea Duhului Sfânt. Câți oameni aleargă astăzi fără să-i fi trimis Duhul Sfânt? Sau fără să aibă împuternicirea Lui. Din păcate, biserica s-a obișnuit să lucreze în baza propriilor puteri și nu a lucrării Duhului Sfânt. După aceea, după 50 de zile, Domnul Iisus își împlinește făgăduința. Așa cum a anunțat, El coboară Duhul Sfânt. Nu știu dacă ei și-au dat seama că urma să fie la cincizecime. Nu știu dacă și-au dat seama, Domnul Iisus le spusese în ziua înălțării, nu după multe zile. A durat doar 10 zile, au mai trecut 10 zile și Duhul Sfânt se coboară. Ce făceau ucenicii în timpul acesta? Erau în odaia de sus, în rugăciune. Și dacă te uiți la sfârșitul capitolului 1 din Fapte, spune, toți aceștia stăruiau în rugăciune și în cereri împreună cu frații Domnului Iisus și cu Maria, mama lui Iisus. Ei stăteau să se roage. Nu s-au dus fără să aibă împuternicirea aceasta. Înțeleseseră foarte bine că lucrarea care urma să se desfășoare avea să fie făcută cu putere de sus. De aceea, atunci când a venit făgăduința Tatălui peste ei, din momentul acela a început și predicarea. Iar prima predică este aceasta a lui Petru, se ridică în cuvinte foarte simple, citează din Vechiul Testament, citează exact și fără să impresioneze, fără să încerce să influențeze sentimentele, el ia cuvântul lui Dumnezeu, îl pune înaintea lor, Duhul Sfânt era la lucru și oamenii rămân străpuni și în inimă. Așa este lucrarea Duhului Sfânt.
Nu este prin ceea ce putea să facă un om. Petru nu era un mare orator, el era un pescar, oameni simpli și de rând. Spuneau ceilalți, ei sunt oameni simpli și de rând. Cum puteau oamenii aceștia să aibă cuvintele vieții? Pentru că Duhul Sfânt venise asupra lor. A fost o mare diferență și întotdeauna va fi o mare diferență între perioada de a fi ucenic înainte de a fi botezat cu Duhul Sfânt și ucenic botezat cu Duhul Sfânt. Pentru că observați expresia, toți au fost botezați cu Duhul Sfânt. Acesta e cuvântul, aceasta este expresia folosită, pentru că Domnul avea această lucrare, cum a spus Ioan Botezătorul, El vă va boteza cu Duhul Sfânt. Dragii mei, a boteza înseamnă a scufunda, a-l acoperi pe un om. A boteza cu apă înseamnă ca omul respectiv să fie acoperit cu apă. Și a fi botezat cu Duhul Sfânt înseamnă să te acopere Duhul Sfânt. Știți la Gedeon cum îi spunea, cum spunea de Gedeon în privința lucrării Duhului Sfânt? El a sunat din trâmbiță și a fost îmbrăcat cu Duhul Domnului. Duhul Domnului l-a acoperit, l-a cuprins în întregime. Acela e un botez cu Duhul Sfânt. Nu întotdeauna e vorba de sentimente și trebuie să avem mare grijă să ne analizăm sentimentele în lumina Cuvântului lui Dumnezeu. Dar e vorba de un botez cu Duhul Sfânt. Cea mai clară modalitate de a vedea dacă un om a fost botezat cu Duhul Sfânt este să se vadă diferența. Nu momentul în sine. Momentul poate fi într-un fel sau altul. Dar diferența o face comportamentul. De aceea ar fi bine să ne uităm puțin cum au fost acești ucenici, pentru că ei au fost oameni sinceri și au vrut să-L urmeze pe Domnul Iisus. Nu a pus nimeni la îndoială sinceritatea lor, mai puțin a lui Iuda, despre care, spune Scriptura, era un hoț și ca unul care ținea punga, lua din punga aceea ceea ce era destinat săracilor. Dar ceilalți 11 erau oameni sinceri și femeile care mergeau împreună cu ei, de asemenea, nimeni nu putea să spună că ei n-au venit cu dorință sinceră de a-L urma pe Domnul Iisus. Și, dragii mei, a-L fi urmat pe Domnul Iisus și în perioada aceea presupunea multă batjocură. Nu era o cale ușoară nici în acei 3 ani și jumătate. Și atunci era prigoană pentru că ei știau că îl caută să-l omoare. Și chiar odată, când Domnul Iisus era gata să fie ucis, ei știau că dacă se va mai duce odată la Ierusalim, va fi ucis. Și tocmai atunci se întâmplă că moare Lazar în Betania, iar Betania e un sat aproape lipit de Ierusalim, la numai 3 km 4 de Muntele Măslinilor. De aceea ei știau, dacă se duce înapoi, va fi ucis. Dar spun cuvintele acestea, haide să mergem și noi acolo și să murim împreună cu el. Erau gata să-și dea viața. Și Domnul recunoaște, voi ați rămas necontenit cu mine în toate încercările mele. De aceea și Tatăl vă pregătește împărăția. Așadar, ucenicii erau oameni cu calități alese, gata să-și dea viața, gata să-L slujească pe Domnul Iisus. Nu era vorba că nu L-ar fi iubit. Și mă uit astăzi și văd în creștinătate și printre noi oameni sinceri care îl iubesc pe Domnul Iisus, care vor să-L urmeze și poate care chiar ar fi dispuși să-și dea viața în cazul că ar fi necesar. Cu toate acestea, ei nu erau botezați cu Duhul Sfânt. Și se vede din atitudinea lor. Pentru că aceiași oameni, dacă vă uitați, v-ați întrebat vreodată de ce în Evanghelie apar și lucruri mai puțin bune despre ucenici, de ce nu s-a diluat, de ce nu s-a triat un pic cuvântul să prezinte totul într-o lumină pozitivă, pentru că ucenicii erau apostoli și ar fi trebuit să iasă foarte bine. Cu toate acestea, Scriptura a rămas scrisă exact după cum s-au întâmplat lucrurile și cuprinde și părțile acestea mai puțin bune ale ucenicilor. Viața lor exact cum era. De exemplu, de mai multe ori ei sunt gata să spună, noi vrem să mergem până la capăt cu tine, iar în seara când Domnul este gata să fie arestat, spune Petru, Doamne, cu tine sunt gata să merg chiar și în temniță și la moarte. O decizie fermă a lui și ceilalți ucenici au asigurat că și ei vor face la fel. Însă, cu toate acestea, erau încă temători și la prima prigonire au fost gata să fugă și nu doar să fugă, același Petru, lipsit de putere de sus, sincer și dornic de a-L sluji pe Domnul, n-a putut. Și poți fi sincer și poți să-ți dorești să slujești pe Domnul din toată inima ta și totuși să observi că nu poți. De ce? Aveau nevoie de putere de sus. Și Petru nu doar că se leapă de Domnul, ci o face într-un mod foarte, foarte urât, cu blestem, se jură că nu L-a cunoscut pe Domnul. Nu spune exact ce cuvinte a folosit, dar este foarte greu. Cu numai câteva ore înainte spunea, eu merg cu tine în temniță și la moarte. Și după aceea este gata să se jure cu blestem că nu-L cunoaște. De ce?
Pentru că nu era sincer, nu. Pentru că nu avea încă un botez real al puterii care vine atunci când vine Duhul Sfânt. De asemenea, erau oameni care își doreau să fie cât mai sus în împărăție. Nu-i lucrul acesta în creștinism astăzi? Nu se întâmplă în atâtea biserici ce-și doresc oamenii? Să fie cât mai sus, să fie cât mai văzuți. Nu este un tânăr bine în slujba lui Dumnezeu până nu ajunge deja o vedetă, până nu ajunge să fie talat. De ce? Dorința aceasta. De unde vine? Din lipsa lucrării Duhului Sfânt. Și la ei era foarte clară, pentru că a venit mama fiilor lui Zebedei și a spus: fiii mei să fie la stânga și la dreapta, să fie în împărăție, dar cât mai sus, pe pozițiile de bază. Și ceilalți ucenici ce au făcut? S-au supărat. Cum? Ei să fie? Dar și noi. Și la un moment dat îi surprinde Domnul într-o ceartă. Se certau între ei pe ce temă? Care e cel mai mare? Hai să stabilim. Dar nu-i clar, spunea odată unul, mi-aduc aminte, era un tânăr, n-avea nici 25 de ani, cred, și spunea: dar ce, ne încurcăm, nu știm care sunt liderii aici? Și spunea unui om cu mai bine de 10 ani, mai mare ca el și mai experimentat în lucrarea lui Dumnezeu: ce, mai e nevoie să demonstrăm cine e cel mai mare? Eu sunt cel mai mare. Omul știe. Și vrea să fie în față, dragii mei. Asta e din cauza lipsei lucrării Duhului Sfânt. Oamenii, repet, sinceri, dornici de a-i sluji, dar care nu înțelegeau lucrurile. Și nu le înțelegeau duhovnicește. Omul care n-are un botez cu Duhul Sfânt, oricât ar fi el de sincer și de devotat, nu înțelege duhovnicește lucrarea lui Dumnezeu. Îți trebuie o înțelegere la un nivel superior și aceasta ți-o dă numai Duhul Sfânt. Altfel nu înțelegi. Te uiți, vorbești și mă întreb câți înțeleg cu adevărat lucrarea asta de trezire. O gândire omenească. O au mulți creștini și se gândesc: bun, vrem trezire, să facem noi, să ne ducem, să lucrăm, să mergem. Bun, dar e vorba de o înțelegere duhovnicească a lucrării lui Dumnezeu. Aceasta vine numai prin Duhul Sfânt. Aceasta era marea lor problemă. De aceea Domnul le spune: împotriva gândirii lor firești, rămâneți aici. Și încă erau temători. Observați, au fost temători la moartea Domnului Iisus. Și sub cruce nu se vede că ar fi fost decât Ioan. Nici în grădina Ghețiman n-au rămas cu el, nici la cruce. Și după ce înviază Domnul, tot fără Duhul Sfânt. De ce? Pentru că rămăseseră încuiați de frica iudeilor. Nu ieșeau afară, le era încă teamă. Gândeau încă firește, se duseseră înapoi la negoțul lor, se duseseră să pescuiască pe Marea Tiberiadei, pe Marea Galilei. Dragii mei, gândirea aceasta firească nu o putem transforma doar prin predici și prin studii. Gândirea aceasta firească, neduhovnicească, o schimbă doar Duhul lui Dumnezeu în momentul în care omul este botezat cu Duhul Sfânt. Omul care gândește firește, nu doar că este incapabil să facă o lucrare pentru Dumnezeu, este o piedică în calea lucrării. Și repet, e vorba de oameni sinceri, de oameni devotați, gata să-și dea viața pentru Domnul. Însă nevoia era de o lucrare a Duhului Sfânt. De asemenea, observați ce impulsivi erau. Și lasă Domnul în Scriptură lucrul ăsta. Repede să ne răzbunăm. Când nu l-au primit pe Domnul Iisus în satul samaritenilor, ce au spus? Doamne, vrei să poruncim să se coboare foc din cer și să-i mistuie, cum a făcut Ilie? Și Domnul le spune: nu știți de ce duh sunteți însuflețiți? Și se vede mai departe că Samaria a primit cuvântul lui Dumnezeu. Oamenii aceia urmau să se pocăiască, dar nu era încă vreme. Oameni impulsivi din lipsa lucrării Duhului Sfânt. Ba chiar Petru, în noaptea aceea, a pus mâna pe sabie și i-a tăiat urechea lui Malcu. Petru probabil a vrut să-l ucidă atunci, sigur a vrut să-l ucidă, lucrarea firească a omului și lucrarea duhovnicească a lui Dumnezeu. Cine face diferența? Duhul Sfânt. În urma unei experiențe autentice a unui botez cu Duhul Sfânt, care trece dincolo de emoțiile noastre, dincolo de ce simțim, am strigat, am plâns, bun, acestea sunt manifestări, pot să fie sau pot să nu fie în forma asta, însă esența lucrării Duhului Sfânt e mult mai profundă, mult mai amplă. El transformă o ființă în întregime, îl face pe omul lui Dumnezeu. Nu-i vorba că omul, fără să fie botezat cu Duhul Sfânt, el nu e mântuit. El este mântuit, ucenicii erau mântuiți, se întorseseră la Domnul, îl urmau pe Domnul, dar nu erau capabili sau nu erau în situația de a sluji. Făceau o slujire firească, neduhovnicească. De aceea nevoia noastră cea mai mare este ca Duhul lui Dumnezeu să se reverse. Să faci oprire, ca în psalmi, și să spui: Doamne, eu de aici nu mă clintesc, eu nu vreau nimic altceva, eu vreau Duhul Tău. Eu am nevoie de Duhul Tău, am încercat în baza firii mele, am încercat cu ce gândesc eu, am încercat cu ce pot eu. Și nu pot, Doamne.
Sunt încă temător, încă mă îndoiesc, încă îmi tremură picioarele înaintea oamenilor, încă îmi tremură vocea, eu n-am nimic în mine care să mă abiliteze înaintea ta. Am nevoie de Duhul tău, transformă-mă cum ai făcut cu ei. Dragii mei, aceasta e rugăciunea la care Dumnezeu răspunde. Când omul spune, eu n-am cu ce, eu nu pot, eu nu știu, eu nu gândesc corect, eu nu fac lucrurile bine, m-am săturat de mine însumi și de toate greșelile pe care le comit, chiar și din sinceritate. Vreau Duhul tău și nu mă clintesc de aici și nu vreau să fac niciun pas până când nu-mi vei da un botez autentic al Duhului Sfânt. De asta e nevoie, dragii mei. Și mă întreb cum putem merge înainte fără așa ceva. Spre ce direcție se îndreaptă o biserică în care nu mai lucrează Duhul Sfânt? Spre ce direcție se îndreaptă un om în care nu mai este lucrarea Duhului Sfânt? Vă spun în ce direcție. El devine din nou firesc, dar mai rău ca la început. Pentru că ceea ce ne ține deosebiți este lucrarea Duhului Sfânt. Și nu numai odată, ci în mod continuu. Nu avem cum, nu înțelegem, nu știm, nu avem cum să-i slujim lui Dumnezeu într-un mod plăcut lui. Cât de mare a fost diferența după aceea. Se gândeau să aducă împărăția lui Dumnezeu cu forță și chiar îi spun Domnul Iisus și după înviere, în vremea de acum ai de gând să așezi împărăția lui Israel? Gata, Doamne, ai murit, jertfa a fost adusă, ai înviat, tu aveai putere și înainte, dar acum cine poate sta împotriva ta? Un cuvânt să spui și au plecat romanii. Nu vrei să pui împărăția lui Israel? Încă gândeau firește. Aveau nevoie de lucrarea Duhului Sfânt ca să înțeleagă că această lucrare a împărăției lui Dumnezeu trebuie să fie întâi în inimile oamenilor. Că oamenii care urmează să intre în împărăție trebuie să fie oameni întâi transformați interior, ca Dumnezeu să poată împărăți împreună cu ei și să împărățească peste ei. După cinzecime, lucrurile au fost cu totul schimbate. Aceiași oameni nu-i mai recunoști. Oameni care erau ucenici ai Domnului Iisus înainte și ucenici ai Domnului după un botez cu Duhul Sfânt sunt de nerecunoscut. Ei care erau temători, care fugiseră, Petru se și jurase cu blestem. Același Petru, împreună cu Ioan, stau înaintea preoților, celor mai de seamă. Nu le mai tremură picioarele, nu le mai teamă de nimic. Erau acolo soldații de la templu, puteau să pună mâna și pe ei și să-i ucidă și stau acolo drept și spun. După ce i-au chemat, le-au poruncit să nu mai vorbească cu niciun chip, nici să mai învețe pe oameni în numele lui Iisus. Drept răspuns, Petru și Ioan le-au zis, judecați voi singuri dacă este drept înaintea lui Dumnezeu să ascultăm mai mult de voi decât de Dumnezeu, căci noi nu putem să nu vorbim despre ce am văzut și am auzit, puteți să faceți ce vreți. Noi nu mai prețuim viața noastră, noi nu ne mai teamă. Dragii mei, omul care este botezat cu Duhul Sfânt și-a pierdut teama de oameni, el are o îndrăzneală care vine din Duhul Sfânt. N-au oamenii ce să-i facă și de aceea oamenii sunt disperați. Ce să le facem? Să-i amenințăm, să-i strângem, să facem orice ca să-i oprim. Omul care e botezat cu Duhul Sfânt și-a pierdut teama de oameni. El se teme doar de Dumnezeu și un om periculos pentru împărăția celui rău. De aceea pe ei, în primul rând îi amenință și la urmă, știți pe Petru, îl bagă în temniță și dau condamnare la moarte. Ce face Petru? Stă foarte liniștit. Nu avea nicio teamă. Dormea liniștit când l-a scos îngerul de acolo, nici nu știa dacă a fost vis sau realitate. Dintr-o dată se trezește în fața ușii unde erau strânși să se roage pentru el și bate la ușă, iar slujnica numită Roda se întreba dacă este vreun duh sau dacă este Petru cu adevărat. Așa erau ei. Nu s-au temut. Oameni care își pierd teama. De asta e nevoie astăzi. Când vine Duhul Sfânt, omul își pierde teama de ceilalți oameni. Este un om neînfricat, se duce și vestește Evanghelia. Uitați-vă în toate trezirile spirituale. Oamenii aceștia au fost oameni simpli. Moody era un simplu om care învățase să repare încălțămintea și pe urmă și-a făcut o mică afacere cu vânzare de încălțăminte. Și îl ridică Dumnezeu și îl face evanghelistul întregii Americi. Doi președinți ai Americii au venit și au ascultat predicile lui. Era cunoscut în toată țara, în Statele Unite. Un om simplu, fără teamă de oameni, Dumnezeu l-a folosit. Wesley, în Anglia, a fost un om care a înfruntat moartea. Și deseori, lucrătorii lor erau bătuți. Din cei 200 de lucrători care au avut în toată Marea Britanie, n-a fost niciunul care să nu fi suferit prigoană din cauza vestirii Evangheliei. Și spunea Ravenhill, oamenii aceștia umblau cu răm pe față. Și de multe ori se strângeau și primeau câte o veste, fratele nostru a fost ucis. A fost un om neclintit. S-a dus și a spus Evanghelia. Un om de clasă înaltă, un om de categorie înaltă, un om care s-a dus fără teamă și a vestit Evanghelia celorlalți. Și vin la vremea noastră.
David Wilkerson. Stătea foarte liniștit, biserica lui avea 100 de membri, oameni foarte buni. Și s-a întrebat, Doamne, unde e acea experiență a cincizecimii? Eu vreau experiența aceea. Unde este? Noi predicăm că noi avem Duhul Sfânt și totuși nu se întâmplă nimic în biserică. Nu se pocăiesc oamenii aici. De-abia câte un copil se mai boteza în mijlocul lor. Repet, oamenii erau foarte sinceri, foarte buni, îl ajutau financiar. Era totul perfect, dar el spunea, am nevoie să văd manifestarea Duhului Tău Sfânt. Și a zis, eu nu mai vreau așa, dar ce ești așa nemulțumit? Ce nu-ți place? N-am nicio nemulțumire cu privire la biserică, dar eu vreau să-L văd pe Duhul Sfânt lucrând, pentru că Duhul Sfânt m-a chemat la o lucrare și eu vreau să văd lucrarea Lui. Și s-a dus undeva pe un deal, pusese mașina acolo și dacă venea cineva să întrebe de el, soția i-a arătat mașina, spunea, el este acolo în pădure, mașina lui acolo și de acolo nu coboară. Zile în șir, săptămâni la rând, a stat înainte lui Dumnezeu și a zis, eu am nevoie de experiența asta. Eu am nevoie ca tu să mă umpli cu Duhul Sfânt și să mă trimiți în lucrare. Și Dumnezeu i-a arătat un articol de ziar și l-a trimis direct în New York. Și l-au luat cei din bandele de pe stradă, cei care erau cu vânzarea de droguri, cu cuțitele și au spus, noi te omorâm. Un om care și-a pierdut frica. A stat acolo, neclintit, a lucrat în mijlocul lor și Dumnezeu a făcut o lucrare extraordinară. Printr-un om simplu, de la o biserică simplă, din Montana, din munții Statelor Unite. Nu cred că a avut America un om de talia lui David Wilkerson în a doua jumătate a secolului 20. Nu cred că a mai fost cineva pe care Dumnezeu să-l fi folosit așa. La sfârșitul vieții, când el încă nu mai putea să stea pe picioare să predice, el spune care e esența lucrării, puterii care a fost în lucrarea lui. Duhul Sfânt, o experiență autentică, o adevărată cincizecime, o adevărată coborâre a Duhului Sfânt care îl împuternicește pe om și îl trimite în lucrarea lui Dumnezeu și îl face să aducă rod. De asta avem noi nevoie astăzi. Oricare dintre noi, și cei care slujesc mai mult, dar și cei care sunt în biserică, pentru că toți în Biserica Domnului sunt chemați să slujească. Biserica Domnului n-are oameni asistenți și oameni slujitori. Biserica Domnului este alcătuită, este formată din preoți, este formată din luptători. Fiecare în parte este un soldat, fiecare în parte este un preot care aduce jertfe. Fiecare este un om care este chemat să vestească puterile minunate ale celui care ne-a chemat din întuneric la lumină. Avem nevoie de putere ca să vestim Evanghelia. Să ne dorim să vestim Evanghelia, să nu ne complacem în starea noastră, suntem foarte comozi, biserica noastră e mai bine ca în alte părți, noi nu avem certuri, noi nu avem discuții, noi suntem foarte bine, aici se predică, aici e prezența Domnului, suntem într-o seră și ne-am acoperit aici, afară la oamenii pierduți, dacă vrem să vină Duhul Sfânt. Asta e soluția. Și nu cu înțelepciunea noastră, pentru că atunci când te duci la ei, vei constata că ai nevoie de Duhul Sfânt. Pentru ce? Ca să stai și să asculți un cuvânt? Da, și aici, pentru a-L înțelege, ai nevoie de Duhul Sfânt. Dar în momentul când te confrunți cu realitatea, când te confrunți cu copiii tăi necredincioși sau când te confrunți cu oamenii sau cu colegii de la serviciu, dar când ești pe terenul celui rău, ai nevoie de lucrarea Duhului Sfânt și vei cere așa cum n-ai cerut niciodată. Așa au făcut apostolii. Ei înțeleseseră lucrarea duhovnicește. Vine o înțelegere duhovnicească a lucrării. Nu știu câți au înțeles-o duhovnicește. Despre ce e vorba? Câți din țară au înțeles-o? E vorba de o lucrare de trezire. Dumnezeu vrea să trezească creștinismul din bisericile evanghelice ca să poată să-i aducă pe cei din afară. Iar orice trezire este o coborâre a Duhului Sfânt. Pentru că aici e esența, aici e cheia. Ce altceva să facem? De ce e nevoie de o trezire înăuntru? Iar o trezire înseamnă să recunoaștem că nu știm, că nu putem, că nu înțelegem, că nu avem cu ce. Și să-L cerem pe Duhul Sfânt, să cerem o cincizecime adevărată. Asta înseamnă, mai mult ca orice, lucrarea de trezire. O reeditare a cincizecimii. De ce altceva să vorbim într-o zi ca aceasta? Despre ce altceva? Aceasta e nevoia noastră și mă întreb, vom avea noi parte de o cincizecime repetată și continuată în viețile noastre? Pentru că la ei n-a fost doar un moment, a fost un stil de viață, a fost o formă de viețuire. La Wilkerson la fel, la Wesley la fel, la Finney, la Moody, la toți oamenii aceștia a fost vorba de o lucrare continuă a Duhului Sfânt. Pentru că așa au citit în Fapte și au văzut că ucenicii, după ce au ieșit din fața preoților, s-au dus la ei lor, s-au unit în rugăciune și au cerut același lucru, și anume putere de sus. Focul, dragii mei, focul acela de care Ioan Botezătorul a vorbit, îl dă un botez cu Duhul Sfânt. El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. De acolo se aprinde. Și arde în continuare tot prin Duhul Sfânt. Ei știau asta. S-au dus din fața amenințărilor direct la rugăciune. Noi n-avem cum. Noi nu putem.
N-au zis, am avut o cincizecime, la noi s-a coborât Duhul Sfânt, noi am făcut semne și minuni, noi am ridicat un străbănog. Ei n-au zis așa, au zis, avem nevoie, dacă nu vine acum Duhul Sfânt, nu vom face față. Le-am spus lor că nu ne temem, dar avem nevoie acum de Duhul Sfânt. S-au dus din nou și au spus, Doamne, uită-te la amenințările lor, dă putere robilor tăi să vestească cuvântul tău cu toată îndrăzneala și întinde-ți mâna ca să se facă tămăduiri, minuni și semne prin numele robului tău, celui Sfânt Iisus. Și Domnul le-a răspuns. N-a fost o rugăciune lungă, n-a fost vorba de o noapte de stăruință, ei au venit cu nevoia lor și au spus, Doamne, noi nu putem. Noi ne-am dus și am spus vorbe mari în fața lor. Am spus că noi vom sta drepți orice ne-ar amenința ei și că noi nu putem să nu vorbim de ceea ce am văzut. Dar știm că n-avem putere de la noi, avem nevoie de putere de sus. Doamne, dă putere! Și când ei și-au văzut neputința și au cerut puterea aceasta, spune cuvântul, după ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunați, toți s-au umplut de Duhul Sfânt și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Mă rog să se cutremure inimile noastre, să intre un cutremur în noi, fraților. Mă sperie liniștea creștinilor, mă sperie liniștea asta adormitoare. Suntem bine, suntem liniștiți. Să fie un cutremur în noi, să cerem după Duhul Sfânt. Am avut noi un botez cu Duhul Sfânt și dacă l-am avut, cerem în continuare puterea asta. Când s-a repetat? Spunea Torei, spunea, de multe ori, de sute de ori am simțit reumplerea cu Duhul Sfânt după primul botez. Asta e calea lui Dumnezeu pentru vremurile de acum, în mod special pentru vremea aceasta. Înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare și înfricoșătoare, vine Domnul, fraților. Lucrurile se vor înteți, starea de ațipire, de adormire spirituală va fi covârșitoare, va fi copleșitoare și nu vei face față fără un autentic botez al Duhului Sfânt. Nu vei face față fără umplerea continuă cu Duhul Sfânt. Vin vremuri de proba a credinței și proba nu va fi cu prigoană, cum se așteaptă unii, asta e în alte țări, proba la noi va fi cu liniștea aceasta adormitoare, cu prosperitatea aceasta tot mai mare, cu forma aceasta de a trăi foarte confortabil, cu lucrurile pe care cel rău ți le oferă înainte. Și din păcate creștinii le iau cu amândouă mâinile. Asta e forma în care omul cade spiritual, măcar că el se consideră în continuare creștin. Și-a pierdut lupta, și-a pierdut țelul, și-a pierdut scopul pentru care trăiește. El ajunge să trăiască pentru lume. Pentru ce? Pentru că n-a avut și n-are o lucrare a Duhului Sfânt. Poate a avut ceva, o emoție și i-au spus unii, gata, te-am auzit, te-am văzut, tu ai fost botezat. Nu te înșela cu asta. Dacă n-a fost o schimbare radicală ca în ucenici, n-a fost un botez cu Duhul Sfânt. Și nu înseamnă că nu poate fi. El poate să fie, dar trebuie să stai înaintea lui Dumnezeu și să spui, Doamne, eu mă curățesc, mă pocăiesc, îmi curăț inima, vreau să fie vasul meu curat, tu să torni peste mine, pentru că eu nu pot altfel. Eu n-am alternativă. Fraților, încă o dată spun, mă sperie faptul că noi ne găsim alternative. Merge și așa. Și am spus de atâtea ori, nu merge. Nu va merge. Merge târât, merge pentru un timp, dar la un moment dat se va opri. Va fi o prăbușire, va fi o cădere. Singura formă ca o biserică să avanseze este aceasta lucrării Duhului Sfânt. Și vin din nou la mișcările acestea de trezire. Cât timp a lucrat Duhul Sfânt în mijlocul lor, ele au stat bine. Au vestit Evanghelia, Dumnezeu a adăugat în mijlocul lor. Când ei au încetat să mai trăiască așa, s-au prăbușit. Ce mare prăbușire a fost! Cum e astăzi biserica metodistă? Cum a fost Wesley și cum sunt ei? De ce? Pentru că n-a mai fost o lucrare a Duhului Sfânt. Așa s-a întâmplat de fiecare dată în istorie. Au avut-o odată și n-au mai repetat-o, n-au mai avut grijă. Au crezut că se poate și așa, că doar avem ce povesti din trecut. Ce bine ar fi să nu mai povestim nimic din trecut. Să povestim ce se întâmplă astăzi. Să ne uităm spre ce se va întâmpla mâine. Să ne uităm la lumea asta pierdută și la apatia noastră spirituală, la liniștea asta îngrozitoare din biserica lui Dumnezeu. Și să strigăm, să se cutremure locul sub noi. Să se cutremure inimile noastre, să spunem, Doamne, noi nu avem cum, noi nu mai putem. Doamne, noi avem nevoie de experiența asta. Noi avem nevoie de lucrarea Duhului Sfânt, de început și continuă. Noi nu vrem altfel, noi nu putem altfel. În toate epocile, Duhul Sfânt a făcut diferența și o va face și acum. Știți cum e vremea noastră? Mă uit peste creștinismul din țara asta și peste cel din afară. Și este ca în Ieremia, într-o vreme de uscăciune, de secetă, pentru că acolo unde nu mai e ploaie și ploaia a încetat de mult, dar unde nu mai e ploaie, nu mai e viață. Este uscăciune, este secetă spirituală. Și spunea Ieremia cuvintele acestea, cei mari trimit pe cei mici să aducă apă, dar cei mici când se duc la fântâni nu găsesc apă și se întorc cu vasele goale, rușinați și roșiți, își acoperă capul.
Pământul crapă pentru că nu mai cade ploaie în țară și plugarii înșelați în nădejdea lor își acoperă capul. Măcar de-ar fi starea asta de pocăință. Te duci să cauți apă și nu-i o picătură. Te întorci cu vasul gol de acolo. De ce? Pentru că nu mai e Duhul Sfânt acolo. Sunt oamenii cu ale lor, programele lor impecabile, opere de artă. Și unde-i Duhul? Te întorci cu vasul gol. Măcar de ne-am acoperit capul ca oamenii aceștia să spunem, Doamne, suntem uscați. Suntem în secetă spirituală. Doamne, dă ploaie peste noi. Și spune rugăciunea pe care o face Ieremia în dreptul rămășiței credincioase. Rugăciunea pe care ar trebui să o avem noi astăzi, în ziua aceasta a cincizecimii. Doamne, ne recunoaștem răutatea noastră și nelegiuirea părinților noștri, căci am păcătuit împotriva ta. Din cauza asta e secetă. Nu că Dumnezeu nu vrea să dea ploaie, dar nu va da peste niște inimi împietrite, peste niște oameni răzvrătiți în păcatul lor. Și care spun, n-am nevoie, eu sunt bine, eu am tot ce-mi trebuie. În timp ce aleargă după lumea aceasta. Pentru numele tău, nu ne socoti, nu ne cinsti scaunul de domnie al slavei tale. Nu uita, nu rupe legământul tău cu noi. Este oare printre idolii neamurilor vreunul care să aducă ploaie? Sau poate cerul să dea ploaie? Nu dai tu ploaie, Doamne Dumnezeul nostru. Noi nădăjduim în tine, căci tu ai făcut toate aceste lucruri. Asta e rugăciunea noastră. Doamne, noi nu avem cum să provocăm ploaia. Numai Tu o dai. Noi nu avem ce să facem. Arăm, semănăm, ne chinuim, ne luptăm cu bolovanii. Dacă nu-i ploaie, nu crește nimic. Doamne, pot norii să dea ploaie așa singuri? Poate să vină așa oricum. Nu dai Tu ploaie? Nu vei da Tu? Mă întreb și eu, oare nu ne va face parte Dumnezeu de o adevărată cincizecime care este echivalentă cu o adevărată trezire? Și dacă nu o cerem astăzi, atunci când? Făgăduința aceasta, spunea Apostolul Petru, este și pentru noi. Unii spun, lasă că asta a fost atunci și a fost pentru ei. Fraților, să ne însușim cuvântul ăsta ca pentru noi. Spunea Petru, făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr, îi va chema Domnul Dumnezeu nostru. Doamne, făgăduința aceasta a cincizecimii este pentru cei de departe, noi suntem departe, departe și în gândurile noastre și în forma noastră de viețuire. Noi suntem departe total de ce erau ei. Și în timp, și geografic, și spiritual. Dar pentru cei ce sunt departe, este făgăduința aceasta. Tu ai spus. Și eu vreau să o iau pentru mine. Eu vreau să o iau pentru biserica de aici, pentru biserica română, pentru creștinii români. Doamne, e o făgăduință pentru noi. Noi suntem cei de departe. Împlinește-ți făgăduința aceasta. Petru a spus, nu s-a terminat aici, este pentru voi, este pentru generațiile viitoare, este până la sfârșitul bisericii. Eu vreau să o iau pentru mine, vreau să o iau pentru noi, ca Dumnezeu să aducă cu adevărat vremuri de înviorare în țara aceasta. Și nu vor veni fraților, nici prin predici, nici prin studii, nici prin călătoriile noastre, nici prin tot ce am putea noi face. Singura formă de a veni vremurile de înviorare este să avem parte de o adevărată cincizecime. Noi cei de aici și cei din afară, cei din țara aceasta. Întrebarea astăzi este următoarea. O vom dori noi și o vom cere mai presus de orice alt lucru? Aici e răspunsul în dreptul nostru. Dacă ar fi după vrednicia noastră, noi nu merităm. Noi n-am meritat nici mântuirea. Dumnezeu nu ne-a mântuit pentru că noi eram vrednici. Nu ne-a născut din nou pentru că a văzut în noi ceva demn, ceva bun. El ne-a mântuit în ciuda a ceea ce eram noi. Și la fel și lucrarea Duhului Sfânt nu vine pentru vrednicia noastră. Eu am făcut totul și acum merit Duhul Sfânt. Doamne, eu mi-am făcut partea cu dă-mi Tu. Nu, eu nu sunt vrednic, eu nu pot, eu n-am drept. Dar pentru numele Tău, ai în vedere numele Tău. De ce să zică oamenii de afară unde este Dumnezeul lor? De ce să intre în adunări să spună acolo nu-i nicio fărâmă din prezența lui Dumnezeu? Numele Tău, Doamne, nu noi, noi nu merităm. Numele Tău care este batjocorit din cauza faptului că noi, cei care ne numim creștini, n-am trăit ce trebuia. Că noi suntem în uscăciunea asta și oamenii care vin de afară însetați pleacă cu vasul gol. Pentru că aici e secetă, e uscăciune. Domnul să se îndure având în vedere numele Lui, nu ceea ce suntem noi. Și rugăciunea este aceasta, tot din Ieremia, din capitolul 14. Dacă nelegiurile noastre mărturisesc împotriva noastră, și așa este, lucrează pentru numele Tău, Doamne, căci abaterile noastre sunt multe. Am păcătuit împotriva Ta. Tu care ești nădejdea lui Israel, mântuitorul lui la vreme de nevoie, pentru ce să fii ca un străin în țară, ca un călător care intră doar să petreacă noaptea în ea?
De ce să fii ca un om încremenit, ca un viteaz care nu ne poate ajuta? Și totuși, Tu ești în mijlocul nostru, Doamne, și numele Tău este chemat peste noi. De aceea, nu ne părăsi. Amin.